Bine ați venit astăzi în direct cu mine ca să facem săpun cu lămâie. Ok. Bună ziua! Bine ați venit! Astăzi o să facem în direct săpunul cu lămâie. Ia uitați! Eu vreau să-l fac pentru sărbători. Ia uitați! Săpunel, steluțe, inimioare și le punem în aceste săculețe. Și eu ieri am făcut o jumătate de porție. Ia uitați, s-a întărit deja. Aici am toate ingredientele. Imediat o să facem împreună. O să scot și din formă ca să vă arăt cum sunt. Acestea sunt uscate. Ia uitați, acesta este pus într-o sticlă, într-o sticlă de plastic și tăiată. Ia uitați, s-au tăiat mai micuț. Arată ca o floricică. Așa, ia uitați, sau în formă de brioșe. Ia uitați, în formă de brioșe. Vedeți? Asta este pus ieri, făcut ieri, este proaspăt. Acesta este făcut anul acesta. Ia uitați, eu dacă îl desfac, el o să iasă din formă. Ia uitați, săpunelor. Este crud, este făcut ieri. O să-l așez așa aici. Și astăzi o să facem săpunel cu lămâie. Ia uitați, am lămâiele aici. Am să vă arăt toate ingredientele. Se face foarte, foarte ușor. Am să deschid geamul. Așa, acesta este săpunul. Ia uitați, că puteți face cadou. În forme de silicon le-am pus, sau inimioare, ia uitați. Ia uitați steluța, ce frumos este. Să pun el. Așa. Acum, acesta este săpunul. Vedeți? Îl puneți în formă de brioș, îl puneți într-un săculeț și îl dăruiți. Acesta este, ia uitați, acesta este uscat, este făcut anul trecut. Acesta are deja un an. Săpunul, ca să fie bun de spălat, trebuie să se usuce. Ia uitați, acesta este uscat. Durează 40 de zile ca să fie folosit. Așa, acesta este făcut acum. Să vă arăt cum le scot din forme. Ia uitați. Scoatem din forme și o să punem astăzi în, să facem inimioare din nou. Ia uitați. Scoatem. Am să vă spun toate ingredientele de care aveți nevoie. Le scoatem și după aceea ne apucăm de făcut. Așa. O să le scoatem pe toate. Săpunul ăsta este făcut ieri. Am făcut decât jumătate de porție, ca să vă arăt cum iese din formă. Și acum o să facem cealaltă jumătate. Uitați. Săpunul. Așa. O să punem aici. O să curățim puțin forma. Aici o să-l punem pe cel făcut astăzi și în alte forme, și în aceste forme o să punem
în aceste steluțe. Vreau să le fac... Bună ziua, Geta! Bună ziua! Bine ai venit! Astăzi facem săpunel. Imediat vă dau și ingredientele și îl facem imediat în direct. Așa. O să avem nevoie de un mixer. Da, mulțumesc frumos, mulțumesc. Sunt foarte cu ulei de măsline, sunt foarte, foarte bune. Eu mă spăl pe tot corpul și sunt super de făcut cadou. Bună ziua, Viorica, Adriana, bună ziua, bine ai venit. Mulțumesc, Geta, mulțumesc. O să avem nevoie de acest mixer. Așa. Să-mi fac loc ca să le putem, să putem lucra. O să avem nevoie de jumătate de ulei. Eu l-am îngăzit puțin. O să avem nevoie de lămâi. Și am aici, am 100 de suc de lămâie. Am stors. Așa. Suc de lămâie. Aici am 50 de apă. Am coajă rasă de la 2 lămâi și aici am sodă caustică, 75 de grame. Și pentru o porție întreagă dublați cantitățile. Așa, am să dau deoparte săpunul. Așa, săpunul făcut ieri. Acesta este făcut în timp. Așa, dăm deoparte și lămâile. Și acum o să avem nevoie de mănuși, de balete de lemn, ca să amestecăm. Eu am să-mi pun și ochelari. Nu am mai mari aceștia. Am să-mi pun și ochelari, că să nu mă sară cumva în ochi. Iată-ți. Așa. O să avem nevoie și de alte forme. Ia uitați acestea, vedeți? Sunt, au formă de stea. Sunt de silicon. Unde am făcut acest săpunel. Așa. Și o să vedem. Dacă ne mai rămâne, punem și în forme de brioșe. Dacă nu, o să facem doar steluțe. Pregătim toate formele. O să facem steluțe și inimioare. Ia uitați, acestea sunt făcute ieri și s-au întărit deja. Așa. Ne pregătim formele. Le punem aici alături. Ne lăsăm o paletă. Așa. Le punem așa frumos alături aici. Să știți, în momentul când amestecați apa cu sucul de lămâie și cu soda caustică, o să se ridice temperatura foarte, foarte, în jur la 80 de grade. Să fiți foarte atenți. Așa. Și am să dau aici uleiul. Aici am apa, sucul de lămâie și soda caustică. Așa. Am să-mi pun mănușile. Mai că sunt un transpirată și nu... Ia să mă șterg. Nu-mi intră. Deci la un kilogram de ulei puneți 300 de lichid. Eu aici am pus cam 100 de apă și 200 de, la porție întreagă, 200 de suc de lămâie. Coajă de la 4 lămâie o să puneți, așa, și 150 de sodă caustică. Atât vă trebuie. Și forme de silicon. A, mulțumesc, Viorica! Să știți că nu-i port ochelari. Nu sunt obișnuită. Așa, ia să vedem dacă îmi intră mănușile. Să le pun pe mânuțe.
că sunt transpirată și nu intră. Ia. A intrat una. Pun pe cealaltă. Sunt foarte, cu ulei de măsline este foarte bun pentru să ne dăm pe corp cu acest săpun. Să știți că eu mă sfăr și pe față. Este foarte, foarte bun. Am făcut săpun cu aloe, săpun cu lavandă și acesta este cu lămâie. Acum, am să pun apa, am să o pun peste sucul de lămâie. Aici am sucul de lămâie, aici am apa. Și turnăm așa. O să pun una în cealaltă. Așa. Aici am soda caustică și am să pun cu mare, mare grijă. Așa. Și am să vedem să amestec cu aceasta. Vedeți că s-a schimbat culoarea? Acum așteptăm să facă reacția între sucul de lămâie și, ia uitați, iese fum, și soda caustică. Se vede că iese fum? Așa. Aici am uleiul de măsline. L-am încălzit puțin, puțin l-am încălzit. Puteți pune și rece. Așa. Le amestecăm bine. Așa. Aici, peste uleiul de măsline, am să pun coaja de lămâie. Am să-mi pun mixerul meu în priză. Îl pregătesc aici. Așa. Mai amestecăm. Este aproape gata, s-a topit. Acum am să pun soda caustică cu sucul de lămâie și cu apa peste ulei. Așa. Și cu mixerul o să mixăm. V-am spus, se face foarte ușor. O să fac puțină gălăgie. Viorica. Nu, se lasă la uscat 40 de zile. Înainte nu se poate consuma. Și acum o să mixăm. Sau mai aproape. Mixăm. Face gălăgie mare, nu? Îmi pare rău. În video n-am să mai pun acest zgomot. Am să-l public și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și să știți că nu fac numai prăjituri și bucate, facem și săpun și creme pentru păr și măști de păr și de față. Amestecăm. Să aveți mare, mare grijă. Așa. Încet, încet și cu mare, mare grijă amestecăm.
se îngroașe. Puțin zgomot, îmi pare rău, asta e. Dar să vedeți ce săpunel o să iasă la urmă. Mai amestecăm așa puțin. Acesta este un cadou făcut cu mânuțele voastre și o să fie foarte apreciat, să știți. Este aproape gata. Așa, este gata, îl lăsăm așa și acum o să-l punem în forme. Am să scot din priză mai întâi. Așa. Vedeți că mai sare câte un strop, să aveți mare, mare grijă. Așa. Și acum o să punem în forme. Așa. O să punem și în acestea cu inimioară. Și în acestea. Ia uitați. Așa, încet. Acum depinde cât de mare vreți să faceți să pun. Cât forma mai înalt, mai așa. Și punem puțin câte puțin. Este închis la culoare și când este gata, când se usucă, se deschide. Să mai punem într-o formă. Așa. Ca și cum am face brioșe. Acum zbatem ca să ajungă peste tot. Așa. Acesta este săpunul. O să luăm surplusul care este aici, așa. Hai să punem restul de săpunel care a rămas. Se face ușor, nu-i așa? Eu folosesc doar din plastic și din lemn și forme din silicon. Așa. Mâine o să le scoatem și pe acestea din formă împreună. Am să intru tot așa dimineața să vă arăt cum arată. Ia uitați. Acestea sunt. Acesta este săpunelul. Ia uitați ce frumos arată. Acesta este deja uscat. Ia uitați, pus și în sticle, în sticle de plastic, în forme de brioșe.
Acesta este făcut ieri. Să vi-l arăt. O să dau un pic mai departe, mai într-o parte. Și dacă se vede. Așa. Acest săpunel este făcut ieri. Ia uitați, l-am scos din forme. Mâine o să scoatem și pe acesta, să vă arăt ce am făcut astăzi. Inimioarele. Ia uitați, în forme de brioșe. Scoatem. De brioșe, inimioare. Ia uitați. Și pătrate, ia uitați. Acesta este săpunul. Se vede, acesta este cu aloe. Acesta este cu lavandă. Sunt făcute anul acesta, la începutul anului. Sunt uscate. Și aceasta este făcută anul trecut. Este și mai uscat. Este tot cu lavandă. Găsiți rețetele pe canalul meu de YouTube sau dacă nu, pe pagina aici, unde am făcut video. Și le puteți pune, ia uitați, le puteți pune în forme, în săculețe și le dăruiți. Ia uitați. Ca să le scoatem pe toate. Mai scoatem încă unul. Să știți că este făcut ieri. Ieri dimineața la 11 l-am făcut și s-a uscat. Mâine o să-l vedem și pe acesta care am făcut. Steluțe și inimioare. Ia uitați brioșe. Pentru cine a venit mai târziu, rețeta, deci acest săpun care îl vedeți aici, acesta, ia uitați, acesta de aici și cu ăsta făcut astăzi, este o porție întreagă. Ieri am făcut jumătate și astăzi jumătate. La un kilogram de ulei, 300 de grame de lichid, eu am pus 200 de suc de lămâie, deci am stors lămâie. Și am făcut 200 de suc, am cântărit pe cântar, 200 de grame am pus. Și am cântărit 200 de suc de lămâie, am stors, cu coajă rasă de la 4 lămâi, la 1 kg, la ce vedeți aici, la tot. Și 150 de sodă caustică, atât, nimic mai mult. Ați văzut cum am făcut, amestecăm toate ingredientele, le punem în formă, le lăsăm până a doua zi și a doua zi se scot. Și acesta este săpunul. Vă pup dulce pe toți, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și să nu uitați să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, vă aștept cu mare drag să vedeți câte rețete am și dulci și sărate și nu numai. Găsiți peste 16 rețete de cozonaci. Unul mai bun ca celălalt. Și fără frământare, și cu frământare, și cu alotopărit, și fără alotopărit. Și prăjituri pentru sărbători. Și prăjituri personalizate, cu numele meu. Și ne vedem mâine dimineață, să vă arăt când scoatem săpunul din forme. Vă pup dulce pe toți, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem mâine dimineață să scoatem săpunul. O zi frumoasă tuturor, la revedere și pupici mulți! O zi frumoasă. La revedere. Vă pup!